S-au mulțit susținătorii, da, s-au mulțit susținătorii. Ai zis să dau o pupătură și am zis ok, să vină Alin. Lasă că noi am pupat în culise, să știi. Băi, uite pe canapeaua noastră, uite ce e acolo pe mijloc. Te invit pe canapeaua noastră, Lili. Dragule, îți mulțumesc aici, foarte pe mult, foarte mult îți mulțumesc. Ce faceți, oameni frumoși? Ați avut un eveniment foarte fain de curând, nu? Și ce eveniment? Adică, probabil că unul dintre cele mai importante evenimente din viața unor părinți, nu? Da, de până acum și probabil mult timp de acum încolo, toată viața, evenimentul ăsta va avea o simbolistică și o importanță aparte în viața noastră. Adică botezul, da. Botezul. Mă, ce s-a întâmplat? Ce eveniment ăsta e, mă? Botezul, mă? Da, l-am creștinat pe Zian, pe copilul nostru, pe băiețelul nostru de aproape 3 luni. Ne-am dorit tare mult să facem asta cât mai repede, să aibă și el îngerul lui păzitor. Măi, dar ce nume special! De unde, cum v-ați gândit la Zian? Se poate întreba sau... Se poate, se poate! Eu ne-am un copil, nu știu dacă se întreabă lucrurile astea, dacă... Noi prima oară când ne-am dorit chestia asta și a fost o legătură mai specială între noi, am mers acasă la părinți, la Hunedoara, că sunt din zona de acolo, și ne-am dus la Arsenie Boca, la mănăstirea Prislop. Și pe Arsenie Boca, înainte de a fi introdus în partea asta religioasă, da? Îl chema Zian, era numele de botez a părintele Arsenie Boca. Și are o semnificație aparte pentru noi și este și un nume frumos. Uite că am aflat ceva astăzi, da, ceva ce nu știam. Da, da, bine, mi-a luat ceva până l-am convins pe el și a avut și o condiție să accepte numele de Zian ca să fie al doilea prenume Alin. Păi care e, credea ce... Păi, tata, normal, da, da, juniorul. Da, juniorul, da, vorbește lumea prin oraș că ați avut un botez așa cu ștaif, nu orice botez. Ce ați avut voi și nu au avut alții, ca să zic așa? Mai să știi că noi, nu asta a fost intenția noastră, mm-hmm. Din contră, am făcut un eveniment în familie cu nașii, cu cei apropiați nouă, prietenii cei mai buni, și chiar s-au supărat unii și uite, acum vreau să-mi cer scuze și au luat-o personal pentru că nu au ajuns toți prietenii, dar nici nu aveam cum să-i aducem pe toți la București și să nu supărăm pe nimeni. Caline din Hunedoara, eu sunt din Bacău, noi stăm în București, mai sunt și în străinătate și am zis tocmai de asta o să facem un singur eveniment, nunta la anul cu botezul, adică cu metria. Păi nu, dar uite, asta știu și eu, că am avut și eu la nuntă. Tu te setezi să-ți faci un eveniment și zici, mă, cât? 100, hai să zici, 120 de oameni, cât are locația, că-ți alegi o locație, păi, care da, îți place și așa. Și te apuci să faci asta și zici, 120 de oameni, păi, mamă, chemăm pe toți. Și începi și pui așa. Și ajungi pe la jumătatea listei și zici, aoleu, Doamne, exact, cât mai avem. Exact. Și dai seama că nu are cum să intre chiar toată lumea și îl faci mai intim cumva. Stai să vezi stres când, vezi la nunt, da, când vine problema cum îi așezi la mese. Eu de asta n-am făcut încă nunta. Că eu exact, la mine asta a fost motivul, ca să știe toată lumea că nu. Și după aceea te gândești, cine vine să cânte? Cine a cântat? Chiar da, la voi cine a cântat? Păi n-am făcut petrecerea, tocmai asta spuneam, doar partea religioasă. Apoi, bineînțeles, ne-am retras noi într-un restaurant, am dat o masă așa în familie. Era culmea să trimite-mă, mulțumim că ați venit, treceți acasă. Păi dar... și nici Nașa nu a cântat nimic? Nașa nu, fiind... scapă, nu scapă la nuntă. Nașa fiind Nicol, care e prietena mea de ani de zile. Dar tocmai de asta, la anul o să fie cu chef mare, eu așa zic. Și de cu... ce ai ales-o pe Nicol să fie Nașa? Nicol Ceri, da, Nicol pentru Ceri, cine da, nu... să fie Nașa băiețelului vostru. Am vrut să fac alegerea asta cu sufletul și Alin știe, a fost martor cât a apucat, că noi dacă avem un an și puțin împreună. Nicol e una din prietenele mele pe care chiar o pot numi prietenă cu adevărat. N-am avut niciodată niciun fel de conflict cu ea. A fost cea mai bună sfătuitoare în orice și m-a susținut. Iar asta am apreciat cel mai mult, că avem susținerea asta reciprocă, cu toate că activăm în același domeniu și unii ar zice, băi, dar nu e invidie, nu e, da, niciodată n-am simțit lucrul ăsta și cred că asta ne-a ținut foarte unite, că e o prietenie sinceră și am zis, băi, odată ai ocazia în viață să-ți alegi familia, când alegi nașii, și am profitat de ea. Am o întrebare ca de la bărbat la bărbat pentru Alin. Cât ai avut legătură cu organizarea, cu pregătirile, cu hai să alegem florile, hai să, uite că văd acolo, flori, aranjamente... Te-ar surprinde, dar am fost puțin implicat. Nu, ai fost puțin. Mai mult cu alte aspecte, da. Am fost la biserică și am rezervat data, atâta tot. N-am prea făcut mare lucru. Nu, și l-a rugat pe domnul părinte. Da. A avut o
o intervenție da. Importantă. Explică tu ce l-ai. Am vrut să fie ușor blând cu bebele când îl introduce în apă în, și... În apă, nu? Da, așa și de la început. Să fie apă caldă. Asta mi-am dorit că... Deci n-ați fost în sectorul 4 în București, nu? Nu știu. Nu e apă caldă acum. Mălina, tu cum ai fost în timpul ceremoniei? Pentru că imaginez că ai avut niște emoții fantastice. A fost o emoție pe care n-am mai trăit-o până atunci. Am simțit cum efectiv... Nu știu, toată lumea era acolo cu sufletul pentru noi și cred că e gram de emoție de la fiecare adunat. Mi s-a transmis, bineînțeles, nouă. Am stat cu emoții, bineînțeles, când l-a scufundat în cristelniță. Aline era mai panicat decât mine, că apoi ne uitam pe filmări. Dar bebe a fost super cu minte, nu a plâns, nu a schițat nicio grimasă așa de supărare. Da, chiar a fost super, super cu minte. Dar el, în general, e un bebe cu minte. Deocamdată nu ne-am confruntat cu colicii. Doarme, mănâncă. Doamne ajută, așa să fie, că e rău cu colicii. Ce ales? Trebuie să aleagă la botez, se alege de pe tavă? Nu la botez, la botez, la un an. La moț? La tăierea moțului, da. Dar voi ce vreți să-l faceți? Fotbalist. Auziți, el nu are copil din cauza asta, întreabă. Nu știe băiatul, că dacă știe... Nu știu, am văzut cu moțul la botez. Nu știu, mă, nu mai vine, faceți doar una. Adică, când o să am fac una pentru amândouă și atât, ca să nu mai... Nu, dragule, există o rânduială. Am un pic fotbalist, nu auzi? Bun. Asta mi se pare... Da, păi... Mami, ce zice? Stai că tati a zis fotbalist direct, dar mami... Să vedem ce talent moștenește, a bunicului sau a mamei, să vedem. Da, tatăl socru e Romulus Gabor, care a făcut istorie în fotbalul României, a luat balonul de aur în 81. Deci ar avea de unde să moștenească. Pe genabui, ca să zic așa. Și tu ce zici? Tu l-ai vedea fotbalist? Mai, eu vreau să fie fericit cu ce face, că... Probabil asta e cel mai important. Dacă faci cu plăcere munca, păi, na. Mami, dacă a fotbalist îți pleacă de acasă la 16 ani, e deja păi da. La, uite, cum e Ianis, la Rangers, la Glasgow. Da, într-adevăr, sper să nu fiu o mamă posesivă. Asta vorbeam cu mama soacră, care acum e acasă cu bebe. Ziceam, măi, eu am fost o mamă posesivă, să știi, cu băieții mei, așa. Mi-a fost greu să mă desprind și să accept că le vine rândul să-și facă propria familie. Eu acum încerc să-mi văd din, să zic, greșeala celorlalți. Să nu fiu posesivă, dar deja sunt. Adică când deja stă mai mult în brațe la cineva, sunt... Îți dau un sfat, ești la început. Da. Pe la 8 luni, un an, o să vezi că o să fie foarte ușor să-l lași, ca să poți să mai pleci și tu afară. Atunci o să mă rog eu, nu? O să sun cu oameni. Nu vii să-ți ai grijă un pic? Nu veniți? Da. Măi, vă urăm să vă bucurați și de voi, adică să mai aveți și voi parte de vacanțe care să vă distrați și să mergeți și cu Zian și să fie bine. Încercăm. E mai greu cu lucru, că el fiind doctor, îți dai seama, nu poate să-și lase pacienții așa de izbândă și să știi că mai aglomerat e programul lui decât al meu. Da. Domnul stomatolog, deci... să vă dați concedii. Da. Vă rugăm frumos. Mulțumim frumos că ați venit pe noi. Mulțumim și noi tare mult de invitație. Și vă mai așteptăm să ne povestiți.